Victime Paschali laudes immolent Christiani. Agnus redemit homines, Christus innocens salvi, reconcilia vis peccatores. Mors et vita tua. Stimați radioascultători, dragi credincioși prezenți în Catedrala Romano-Catolică din Iași, Săptămâna Mare, denumită și Săptămâna Sfântă a Pătimirii Domnului, a intensificat străduința Bisericii de a centraliza și focaliza atenția noastră asupra ultimelor zile pământește a lui Iisus Hristos suferind, care de bunăvoie și conștient a mers în întâmpinarea morții, știind că acesta este prețul mântuirii noastre și că numai așa vom putea deveni din nou fii ai Tatălui și moștenitori ai Cerului. Instituirea sacramentului Sfintei Preoții și a sacramentului Euharistiei ca semn perpetu al iubirii lui Hristos, care vrea să rămână mereu cu noi, au precedat momentele tragice ale groaznicei pătimiri însângerate pe drumul Calvarului și a morții îmbrăcate în cruzimea de nedescris de pe cruce. Însă, dragi frați și surori în Hristos, nu Calvarul și nu moartea trebuiau să pecetluiască soarta lui Hristos. Nu-l vei lăsa pe Sfântul tău să vadă putrezirea, ne spunea psalmistul. Dacă am participat cu credință și durere în timpul postului mare la calea crucii, meditând pătimirea Domnului, aceasta ne-a impresionat și desigur ne-a conștientizat că noi am fost cauza tuturor suferințelor lui Hristos. Dar cei mai mulți dintre noi am luat parte și la liturgia și liturghia plină de semnificație a morții, a nopții învierii și vom continua să participăm astăzi și în zilele următoare la toate celebrările care vor avea loc în lăcașurile noastre de cult. Cu siguranță și cu multă ușurință am putut observa și plin de credință vom lua act de multe aspecte ce privesc evenimentul învierii. Dintre toate acestea, mi se par deosebit de semnificative și prioritare în evidență trei lucruri și anume. 1. Celebrările sunt inundate de lumină. 2. Celebrările abundă în manifestări de bucurie. Și 3. Bucuria se exteriorizează în cântarea Aleluia. Citind în aceste zile diferite scrisori pastorale ale ierarhilor noștri emise cu ocazia Sfintelor Paști sau ascultând diferite interviuri televizate ori radiodifuzate în atenția enoriașilor, putem constata același ton. Vă invit să aveți curiozitatea și să citiți în diferitele publicații creștine sau pe internet asemenea cuvinte de învățătură spirituală și de zidire sufletească a întâi stătătorilor catolici, greco-catolici, ortodoxi sau protestanți și veți fi uimiți de sintonia ideilor în sensul indicat mai sus. Preasfințitul Petru Gherghel ne îndemna stăruitor: bucurați-vă, Domnul a înviat! Și continua preasfinția sa: celebrăm cu bucurie marele adevăr al învierii Domnului și cântăm cu întreaga biserică imnul victoriei lui Hristos asupra morții și asupra păcatului. Aleluia! Aleluia! Intrând în biserică cu lumânarea pascală aprinsă de la focul sfințit, s-a exclamat și ni s-a adresat invitația: lumina lui Hristos, veniți și luați lumină! Iar în preconul pascal, acel magnific și înălțător exultet, imn de profundă bucurie și exaltare spirituală,
am ascultat lauda luminii și am fost chemat să tresăltăm de bucurie împreună cu angelica turba celorum, adică uniți cu corurile îngerești din ceruri, preamărind vremea și ceasul în care Hristos a înviat din morți. Permiteți-mi să citesc câteva cuvinte din cuvântul pastoral la Sfintele Paști 2011 a înalt preasfințitului Mitropolit Teofan. În această noapte inundată de lumină, medităm la taina învierii lui Hristos, prăznuim omorârea morții, sfărâmarea iadului și începătura unei vieți creștine veșnice, a unei vieți ce ne aduce bucurie, pentru că fiecare om devine părtaș al vieții dumnezeiești, al nemuririi și al nestricăciunii. Și ne invită în alt preasfinția sa să fim martori și mărturisitori a învierii lui Hristos, înviere care să ne cuprindă ființa lăuntrică și să ne înveșmânteze viața cu lumină. Bucurați-vă în Domnul, răspândiți bunătate în jur, fiți purtători de înviere, mărturisiți tuturor că Hristos a înviat. Revenind la cele trei aspecte indicate, și anume la lumină, bucurie și cântul Aleluia, doresc să le individuăm pe scurt împreună în textele propuse cu ocazia celebrărilor pascale. Lumina și bucuria. Pe treptele din fața bisericii s-a aprins și binecuvântat focul de la care s-a aprins lumânarea pascală. Dacă în Vinerea Sfântă, în biserica semiluminată, celebrantul a dezvelit crucea, a cântat de trei ori cu tonuri ascendente, Ecce lignum crucis, iată lemnul crucii de care a atârnat mântuirea lumii, veniți să ne închinăm, în noaptea învierii, pentru a atrage atenția celor prezenți la celebrare, tot de trei ori și tot cu tonuri ascendente, purtătorul luminii lumânării pascale, înconjurat de participanții la procesiune, intrând în biserica cuprinsă de întuneric, aclamă: Lumen Christi, lumina lui Hristos. Înaintând încet spre altar, a oferit apoi lumină de la lumânarea pascală celor veniți să ia lumină și să fie luminați. După ce lăcașul Domnului a fost umplut de lumina împărtășită celor prezenți, începând preconiul lauda luminii, care este însuși Hristos, diaconul sau preotul a invitat pe îngeri, pământul învăluit în lumină, oștirile cerești și pe toți cei care îl slujesc pe Dumnezeu să se bucure, să tresalte de bucurie, să sune din trâmbițe și să anunțe biruința unui împărat atât de mare, care ne-a îmbrăcat în strălucirea sa și a izgonit întunericul nopții. Invitând pe Sfânta Maică Biserică, împodobită cu splendoarea luminii, să tresalte de bucurie, cantorul a implorat și asupra sa strălucirea luminii, pe care s-o poată preamări cu toată înflăcărarea inimii și cu toată puterea glasului. Făcând referire la noaptea ieșirii lui Israel din Egipt, preconiul a amintit de coloana luminoasă ce i-a luminat pe evrei și care acum risipește întunericul păcatului, aducându-i la har și unindu-i cu sfinții pe toți cei care cred în Hristos. Această lumină strălucitoare luminează noaptea, devine bucuria noastră, șterge fără de legile, spală orice vină. Celor căzuți în păcat le redă nevinovăția, iar celor întristați le oferă bucuria. Imnul se încheie cu rugăciunea adresată Domnului ca lumina acestei lumânări să lumineze fără încetare, să risipească întunericul și să strălucească împreună cu luminile cerului, alături de luceafărul Iisus Hristos, care nu apune niciodată și care, ridicându-se glorios din mormânt, și-a revărsat strălucirea asupra neamului omenesc.
Iată așadar, stimați radioascultători și dragi credincioși, dacă ar fi să parcurgem întregul șir al textelor liturgice propuse în noaptea de Paști în zilele următoare, am putea descoperi în multe locuri acest binom minunat al întrepătrunderii luminii și bucuriei de care au parte toți cei care au fost mântuiți de Hristos și se lasă pentru totdeauna și fără regrete, cuprinși, pătrunși și transformați de razele strălucitoare ce izvorăsc din ființa sa. Dar să trecem și la al treilea aspect enunțat mai sus, și anume la exclamația Aleluia, foarte des întâlnită, mai ales în timpul pascal. Faptul că cel mântuit de Hristos experimentează în viața sa în mod efectiv și cu prisosință bucuria și lumina de care vorbeam mai înainte, el, cel credincios și mântuit, izbucnește spontan într-un strigăt bucuros de laudă, preamărire și proslăvire a lui Dumnezeu care este bun, care a făcut lucruri minunate, a cărui îndurare este veșnică, care și-a arătat puterea și a cărui dreaptă ne-a înălțat, așa cum s-a cântat de nenumărate ori în noaptea precedentă, așa cum am intonat și repetat după prima lectură de astăzi sau la secvență, ori înainte de proclamarea Evangheliei. Cel luminat, îmbucurat și transformat de prezența lăuntrică a lui Hristos, cel înviat, e îmbătat de acest mister pascal, îl trăiește în interiorul său, se bucură de victoria răscumpărătorului asupra morții și datorită faptului că este îmbrăcat cu platoșa mântuirii, are perspectiva unei sorți asemănătoare cu cea a lui Hristos. Cu el și noi vom învia și moartea nu vom mai vedea. Această certitudine minunată, reală și de proveniență supranaturală ne face pe noi creștinii să fim siguri de destinul nostru, că nu vom termina odată cu mormântul, că vom trăi veșnic. Acesta este momentul, motivul pentru care suntem abilitați și în stare să cântăm cu toată satisfacția și puterea glasului cântarea de laudă. Aleluia, aleluia, aleluia! Datorită învierii lui Hristos, creștinismul este religia lui aleluia, a adevărului, a fidelității, a entuziasmului și optimismului, a bucuriei, a laudei și triumfului, pentru că Hristos, prin moartea și prin învierea sa, a învins păcatul, moartea, infernul și ne-a făcut părtași de victoria sa. De aceea Sfântul Augustin ne invită să facem din viața noastră un cânt continuu de aleluia. De aceea credinciosul autentic nu se plictisește de viața sa și chiar dacă este încercat, nu se descurajează, nu desnădăjduiește și nu ajunge să facă gesturi necugetate, ridicând mâna asupra vieții proprii sau altora. Aleluia, aleluia, a exclamat Maria Magdalena împreună cu celelalte femei pioase care s-au dus la mormânt. Aleluia, au cântat apostolii când au aflat vestea învierii. Aleluia, au intonat în cor ucenicii care l-au văzut pe Domnul. Aleluia, vom intona și noi pe drumurile vieții noastre și în clipa morții, pentru că suntem siguri că învierea, care este cheia de boltă a credinței, și că cel care ne-a mântuit, Hristos răscumpărătorul nostru, ne va asista și ne va conduce la înviere și la viață, oferindu-ne lumina, bucuria și posibilitatea de a cânta veșnic aleluia. Hristos s-a înviat. Adevărat, a înviat.